Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre cei 10 mucenici din Creta. Sfinții 10 mucenici, Teodul, Statornin, Evpor, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatopus, Vasilide, Evarest și Pompie, au pătimit în jurul anului 250 în insula Creta din porunca împăratului Deciu. Pentru că au refuzat să se închine idolilor și au mărturisit că sunt creștini, li s-a tăiat capul. Înainte de a trece la cele veșnice, au rostit cu toții această rugăciune: Iartă, Doamne, pe robii Tăi și primește vărsarea sângelui nostru pentru noi, pentru rudenile noastre și prietenii și pentru toată patria, ca să scape din întunericul necunoștinței și cu ochi curați să vadă buna credință, să te cunoască pe tine lumina cea adevărată, o împărate veșnic. Sfântul Naum din Ohrida a fost unul din ucenicii sfinților Kiril și Metodie. A trăit între anii 830-910. În anul 867 sau 868 este hirotonit preot în Roma. Potrivit agiografiei sfinților Kiril și Metodie, scrisă de către Sfântul Clement al Ohridei, Sfântul Naum a ajutat celor din tâi în lucrarea lor misionară întreprinsă în Moravia Superioară. Sfântul Naum este unul dintre întemeietorii școlii de literatură din Plisca, unde a și lucrat între anii 886-893. După ce Sfântul Clement a fost hirotonit episcop în Drembica Velica, în anul 893, Sfântul Naum a continuat lucrarea lui Clement în școala literară din Ohrida. În anul 905, Sfântul Naum a întemeiat mănăstirea de lângă lacul Ohrida, care mai târziu îi va purta numele și sfintele sale moaște. S-a ostenit mai ales la tălmăcirea Sfintei Scripturi și a celorlalte cărți bisericești din limba greacă în cea slavonă. Sfântul a adormit în întâia jumătate a secolului al X-lea. Moaștele sale, făcătoare de minuni, uimesc și astăzi prin mulțimea minunilor pe care le lucrează, mai cu seamă vindecări de boli grele, îndeosebi nebunia. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și sănătate și la alte filmări.